Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamont Creștin. Toată lumea se uită la campionatul mondial de fotbal, iar microbiștii îl urmăresc cu pasiune. Există o altă echipă în culisele jocurilor care are un scop mai măreț, acela de a vesti națiunilor Evanghelia la această competiție globală. Să-l ascultăm pe Peter Wooding de la Global News Alliance. Lucrarea Mission Eurasia îndeamnă oamenii la rugăciune pentru lucrarea de evangelizare din Rusia după ce poliția a reținut un grup de tineri creștini care au distribuit scriptura și a confiscat peste 200 de copii ale Evangheliei după Ioan. Acum sunt acuzați pentru activitate de misionariat. Deși Rusia ia măsuri de represiune împotriva activităților de evangelizare, sute de biserici evanghelice din țară au distribuit deja peste 300.000 de Biblii și au transmis mesajul Evangheliei la aproape jumătate de milion de oameni. Președintele lucrării Mission Eurasia, Sergey Rakhuba, spune că una dintre metodele cele mai eficiente pentru vestirea Evangheliei este urmărirea meciurilor în biserici. That the current Yarovaya law presents, limiting evangelical churches to all their worship activities just behind their walls. În ciuda problemelor legate de legea Yarovaya, care permite închinarea doar în clădirile bisericilor, aceste biserici invită membrii comunităților să organizeze evenimente în care oamenii să urmărească împreună meciurile Cupei Mondiale. Astfel se pot purta conversații cu tinerii, iar oamenii din biserici vor avea posibilitatea de a vesti Evanghelia și de a distribui scriptura participanților de la astfel de evenimente. Sergey Rakhuba spune că una dintre evangelizările cele mai creative sunt spectacolele în stil Flashmob în Piața Roșie. Ei spun că pot vesti Evanghelia în centrul Rusiei, la Moscova, în Piața Roșie. Ei au vestit Evanghelia. Acest eveniment s-a transformat într-un flashmob urmărit de mii de oameni. Unul dintre lideri a prezentat Evanghelia adoptând o atitudine curajoasă. El a spus povestea lui Isus în timp ce lucrătorii au scos din buzunare copii ale Evangheliei după Ioan, ale Noului Testament, și le-au distribuit spectatorilor. Mă aflu în Piața Roșie. Directorul lucrării din Rusia, Pavel Tokacek, spune că sunt hotărâți să profite cât mai mult de această oportunitate istorică. Noi, care reprezentăm biserica, dorim să prezentăm Evanghelia multor oameni, multor biserici. Am dorit să împărțim aceste resurse tipărite bisericilor pentru a putea evangheliza această mulțime. Trebuie să profităm de această posibilitate. În încheiere, Rakhuba i-a îndemnat pe creștinii din întreaga lume să se roage pentru Rusia în această perioadă importantă. Continuați să vă rugați pentru liderul Rusiei și pentru guvernul țării, să dea mai multă libertate bisericilor evanghelice din Rusia pentru a putea vesti Evanghelia, să vestească cu mai multă îndrăzneală cuvântul speranței în comunitățile locale.